Banca Națională a României a anunțat joi un curs de referință de 4 lei și 32 de bani pentru un euro. Acesta este cel mai ridicat curs din acest an pentru monedă europeană. Față de cotația stabilită miercuri, valoarea monedei europene este mai mare cu 0,02%. Joi după amiază, la casele de schimb valutar, un euro se vindea cu 4 lei și 33 de bani, în timp ce la cumpărare prețul monedei europene era de 2 lei și 99 de bani. În timp ce moneda europeană a câștigat teren în fața leului, în ședința de tranzacționare de joi 29 septembrie, dolarul american a cunoscut o depreciere. A fost cotat la 3 lei și 16 bani, nivel cu 0,13% mai mic decât cel stabilit în ședința de miercuri.